Dânsul își îndeplinește misiunea excelent, face tot ce dictează oligarhii și cred că i-a mai rămas câteva săptămâni sau luni de zile pentru a fi sacrificat. Nu cred că o să ajungă la Crăciun. Știți ce se sacrifică la Crăciun? Dacă se ajunge la o înțelegere privind formarea unei majorități după alegerile locale, nu exclud că s-ar putea să avem alt prim-ministru. Atunci când se formează o majoritate, cu siguranță că se negociază și funcția de prim-ministru și alte funcții, pentru că e o nouă majoritate politică și fiecare partid politic vine cu solicitările sale. Chiar și cei care l-au propus și votat recunosc și ar fi dorit mai multe de la actualul premier și executivul pe care îl conduce. O activitate potrivită, având în vedere contextul politic în care ne aflăm, sigur, dacă fi avut o majoritate parlamentară, cred că ar fi avut guvernul alte succese. Poate este și bine că nu este implicat atât de mult în activitatea fracțiunii care l-a înaintat, a fracțiunilor care, din care face parte. Eu i-aș dori să se axeze cât mai puțin pe partea politică, deși funcția este politică, și se ocupe de problemele care sunt. Iar cei din opoziție au criticat actualul guvern. Activitatea guvernului Găburici poate fi calificată exact cu aceleași note pe care dânsul le are ca absolvirea școlilor și instituțiilor care s-a discutat mult în ultimul timp. De aceea căutați aceste diplome și puteți să faceți un copy-paste și să vedeți și activitatea dânsului. Ceva bun poate și-a făcut, dar nu se observă. Mi-ați observat că noi mai mult adoptăm ratificare de acorduri în Parlament. Deci asta înseamnă că guvernul lucrează foarte prost. Guvernul Kiril Găburici a fost votat la 18 februarie de liberal-democrați, democrați și comuniști. Pe noul premier l-au făcut celebru scandalul în jurul studiilor sale. O să vă fac cunoștință cu colegii mei, dar nu vreau să comentez subiectul. Dar și felul non-conformist și sincer de a răspunde la întrebări. Când eu am luat funcție de prim-ministru, deci bani nu mai erau în băncile astea. Și vă mulțumesc că dumneavoastră ați menționat lucrul ăsta. Dacă odată și bani nu mai erau, înseamnă că banii nu se mai fură. Găburici s-a mai remarcat prin perlele sale lingvistice, prin aparițiile în diverse uniforme, cum ar fi cea de pompier și militar, dar și prin testarea unor ATV-uri din dotarea Poliției de Frontieră.